Înainte să luăm publicitate, am aflat cum să fim precauți atunci când vine vorba despre viitorul nostru. Dar cum ar fi să aflăm din timp ceea ce ne rezervă? Cristina Demetrescu, astrologul nostru, ne spune previziunile lunii noiembrie pentru fiecare zodie în parte. Bine ai revenit, Cristina! Bine, bine v-am regăsit, da? Uneori e bine să știi, alteori e mai bine... Mai bine să-ți vezi de treabă. Exact. În funcție de previziuni. Cum se anunță primele două săptămâni ale lui noiembrie? Cred că v-am spus de acum vreo lună că avem grijă, trebuie să avem grijă că o să vină un noiembrie mai complicat. Avem și vești bune și mai puțin bune. În funcție de, cum să spun, noi și felul în care metamorfozăm toate aceste energii, pentru că suntem în perioada metamorfozei. Planetele în Scorpion ne permit aceste magii, dacă vrei, să luăm anumite energii care sunt mai puțin plăcute și să le transformăm în ceea ce este benefic pentru noi. Vom avea o lună nouă în Scorpion pe data de 4 noiembrie. Atenție, acolo se așează și planeta Marte. Chiar ascultam o știre foarte interesantă înainte să vin la voi la radio. O vânzătoare de la un mall a fost ciupită de un scorpion care era într-o cutie de fructe, da? Exotice. Iată ce interesant este că pe perioada scorpionului se întâmplă astfel de lucruri și nu doar soarele, este și planeta Marte. Îți dai seama? Da, îți dai seama, da. Cum la fix s-a întâmplat lucrul acesta. Problema nu vine de la planetele din scorpion, vine de la tensiunile pe care le vor realiza și în primele două săptămâni, pentru că analizăm perioada până pe 15 noiembrie, Soarele, Mercur și abia apoi planeta Marte cu Saturn, care se află în semnul vărsătorului și care Saturn înseamnă timp. Și atunci noi trebuie să nu intrăm în criză de timp, pentru că putem să nu ne mai organizăm cum trebuie. Să luăm decizii greșite. Să luăm decizii greșite și să nu mai avem timp să se blocheze anumite lucruri sau pur și simplu să pierdem, da? Pentru că aceste planete din Scorpion aduc și foarte multe pierderi pentru unii și atenție, da? Alții câștigă din pierderile altora. Știi, nu e foarte interesant ce spun, dar să știi că dacă, de exemplu, un șef se pensionează, da, o să ia altul funcția și asta este un lucru bun. Apoi vor intra în tensiune, cel puțin în aceste două săptămâni, Soarele și Mercur intră, Mercur care intră pe 6 noiembrie, atenție, împreună cu Venus care intră în Capricorn și vă voi spune imediat ce se întâmplă. Cu planeta Uranus, și asta înseamnă să fim atenți la aparatele din casă, în mare parte această lună nouă va aduce multe evenimente imprevizibile, lucruri pe care noi acum nu le putem anticipa, dar atenție că suntem într-o perioadă foarte imprevizibilă. Și atunci Uranus, care guvernează aparatele din casă, tot felul de obiecte din aceste electrotehnice, electronice, se pot strica. Și nu că se strică una, se strică mai multe. Deci va fi o perioadă în care lumea se poate întreba, dom'le, dar ce se întâmplă? Adică de ce toate sunt pe capul meu în momentul acesta? Pentru că Scorpionul este o zodie a morții și a renașterii și pentru că în această perioadă sunt foarte multe lucruri care trebuie înnoite, da? Și care se pot schimba. Vestea bună este că Venus, tot pe data de 6 noiembrie, va intra într-un sextil cu Mercur, adică un raport bun, pe zodia Capricornului, unde va rămâne până pe 6 martie. Deci atunci când Venus, care este micul noroc, micul benefic, stă foarte mult datorită retrogradării pe o zodie, ea capătă rolul de mare benefic și atunci toate zodiile beneficiază de influențele pozitive ale lui Venus în Capricorn de data asta, pe diverse sectoare. Asta rămânând cumva să detaliem în ceea ce urmează. Perfect. Să începem cu Berbec. Berbecii nu beneficiază de energia cea mai bună de la planetele din Scorpion. Ei trebuie să fie puțin mai atenți la accidente, la tot felul de incidente, să nu-și asume anumite riscuri. Și mare atenție pentru ei, această perioadă poate să aducă cheltuieli, acolo este planeta Marte și pentru ei s-ar putea să fie o serie de, eu știu, stricăciuni. Atenție în primul rând la accidente și la mașină și la tot ce ține de autoturism. În schimb, unii s-ar putea, cum îți spuneam mai devreme, să piardă, dar alții să câștige din pierderile altora, pentru că acolo este sectorul financiar, da? Și este vorba despre sectorul financiar al banilor pe care ei îi au în comun cu alții. Deci sunt câteva schimbări în această lună și unii berbeci ar putea să profite de pe urma acestui lucru. Venus pentru ei în perioada următoare îi ajută, pentru unii
de exemplu, să schimbe numele. Da? Sunt berbeci care poate se căsătoresc, femei. Lucru de bun augur, adică vibrația numelui cu Venus culminant va fi bună pentru viitor, pentru că lucrul ăsta poate să schimbe viața. Deci o femeie când își schimbă numele, poate să-și schimbe și destinul. Alții, de exemplu, care sunt puși cumva pe treabă și vor să facă activități independente, trebuie să-și găsească numele unei firme sau un brand, da, pe care să-l promoveze, și e un lucru de bun augur, pentru că în viitor asta le va aduce, cum să spun, beneficii financiare. Beneficii financiare și poate să crească, da, acest nume și să-l facă notoriu. Pentru Taur, planetele din Scorpion sunt exact în opoziție. Aoleu. Și atunci se formează... Asta nu e bine. Da, se formează câteva tensiuni și cu Uranus și cu Saturn. Și acolo pentru Taur este teritoriul conjugal. Nu numai conjugal, pentru că nu toți taurii sunt căsătoriți, dar, atenție, Venus care le intră pe o casă de perspectivă, asta e un lucru bun, Venus în Capricorn le dă chef de libertate, de călătorie, de a studia, de a, poate chiar de a îmbrățișa o nouă orientare spirituală, ca să spunem așa. E, consoarta le pune piedici, da? Le pune bețe în roate, nu este de acord consoarta unui taur cu toate libertățile pe care vrea, deși stai cu ochii pe ei. Cristina, deci, știi ce mă sperie foarte tare? Că eu săptămâna viitoare plec cu soția mea într-o vacanță. Și ea nu vrea. Păi nu că vrea. În Thailanda? Nu plecăm în Thailanda, nu, plecăm în Amsterdam, dar... Păi e cam Amsterdam, același lucru, ai grijă. E o libertate și acolo, da, bun. Deci consoarta mea nu o să vrea această... Păi dacă a zis că vrea. Acum se pune problema care pe care, da? Deci e adevărat că planetele din Scorpion cu Marte acolo sunt mult mai puternice decât bietul amărât de Venus în Capricorn, dar speranța moare ultima. Ultima, să vedem la Gemeni. Pentru Gemeni, atenție foarte mare la Gemeni, mi-ar plăcea să le dau vești mai bune, dar este o perioadă de travaliu pentru Gemeni. Planetele din Scorpion care și luna nouă din 4 noiembrie care intră în opoziție cu Uranus de pe casa bolilor, deci această opoziție se așează pe casa sănătății. Este posibil ca unii să tot fie amânat o intervenție chirurgicală, să fie amânat un tratament, să spunem, o analiză un pic mai invazivă. Nu mai este loc de amânare. Da? Deci este foarte important să se prezinte la doctor sub toate, cu toată, eu știu, teama pe care o au vis-a-vis de lucrul acesta și să tranșeze, astea fac planetele din Scorpion, să tranșeze problema. Totuși, este o perioadă foarte bună pentru Gemeni din punct de vedere financiar. Și aici vorbim, cum îți spuneam, până în luna martie, dacă vor să înceapă un business, da, atâta cât planetele din Scorpion pot aduce schimbări, pe ei îi avantajează în primul rând în plan profesional. Nu se pot baza foarte mult pe alții. Și, de exemplu, dacă vrei să-ți crești activitatea, nu poți să angajezi foarte mult în această perioadă, dar se vor găsi soluții și asta este o perioadă foarte profitabilă pentru Gemeni. Dacă vorbim despre raci, ei trebuie să fie foarte grijuli cu copiilor, da? Cei care au copii, femeile care sunt însărcinate, ce pot să spui în perioada asta? Să aibă grijă de sănătatea lor, să aibă grijă, mai bine să stea mai mult pe acasă. Deci este o perioadă puțin mai critică în ceea ce privește sectorul acesta, da? Cele care au copii mai mici, la fel, protecție este o perioadă, deci, care din zodia se va duce până grijă. Spre 14 decembrie. Acest Marte în Scorpion este puțin periculos pentru copii, deci mai bine îl ții mai pe acasă, ai grijă de el și fără riscuri majore. Totuși, pentru raci, sentimentele sunt foarte, poate nu toată lumea are copii, dar sunt foarte bulversați emoțional. S-ar putea să se îndrăgostească, s-ar putea să fie părăsit, s-ar putea să nu înțeleagă ce se întâmplă undeva în forul lor interior, dar practic asta face parte din dharma racului. Toate aceste emoții intensificate sunt înspre evoluția racului. Există și raci care stau foarte bine în această perioadă din punct de vedere al parteneriatelor, unor soluții în procese, în instanță și chiar al suportului pe care îl primesc de la partenerii lor de viață. Da? Deci o perioadă și de împăcare din punctul acesta de vedere pentru ei. Leul este o zodie care trebuie să aibă grijă de părinți de data aceasta. Foarte multe probleme care pot veni de acolo, probleme așa care sunt divizate pe mai multe feluri.
Nu cred că este un moment foarte bun să facă ceva reparații în casă, pentru că Marte acolo tot strică lucruri. Deci pentru ei și pentru ei s-ar putea să fie nevoie de înnoirea unor obiecte. Multe stricăciuni prin casă și atenție chiar și la accidente domestice și mai ales atenție pe cine invitați în casă și mai ales atenție să nu lăsați ușile deschise sau cei care stau la casă geamurile deschise sau ceva de genul, pentru că Marte câteodată mai atrage și mai hoți. Mai atrage niște hoți. Da, exact. Că face chiar... curent, asta e. La... Da, se face. Marte câteodată mai face și curent. Exact, exact. Și hoțul intră să închidă geamul, adică nu e nicio problemă. Și dacă vede și un laptop, de ce nu-l ar lua? E fraier? E, pentru că consumă curent. Păi și da, că te trage curentul, exact. Dacă ai laptop. Da. Exact. Pentru Leu, Venus în Capricorn va aduce sănătate și realizări din punct de vedere profesional. Fecioarele sunt foarte... Fecioara are un octavă superioară în manifestarea scorpionului, adică acum fecioarele devin mai mult scorpioni. Nu mai simt frică, nu mai au teamă, sunt mai îndrăznețe, spun ce au de spus, fac ce au de făcut, obțin ce au de obținut la interviuri, da? Și merg înainte și parcă intră așa într-o perioadă în care teama nu se mai manifestă și atenție vești bun pentru fecioare din punct de vedere sentimental, da? Se pot îndrăgosti, li se face curte, bărbații ar trebui să plece la, eu știu, pe teren, cum s-ar spune. Și eu zic că fecioara stă foarte bine în perioada următoare, dar atenție să nu se certe și să nu intre în anumite conflicte. Nici să nu plece la drumuri, pentru că acolo, după 4 noiembrie, s-ar putea să fie blocaje. Balanța este o zodie care... căreia îi se pune pata pe ceva foarte scump. Este posibil să fie vorba despre o proprietate, să fie vorba despre o casă, despre ceva, o mașină, poate, da? Și care să depășească un pic bugetul balanței, dar știi cum e cu balanța, nu se lasă. Și atunci Marte undeva pe casa banilor produce într-adevăr o schimbare, se produce un dezechilibru în bugetul balanțelor. Da, acum am niște bani în cont, mâine nu-i mai am pentru că până la urmă știi cum pata. E. Mi s-a pus pata, adică mai bine să nu meargă la vizionări în această perioadă și mai bine să aștepte, da, se cheltuie mai mult pentru că știi cum e, factorul emoțional este cel care de multe ori dictează și întunecă rațiunea. Dar Venus le aduce liniște în casă multă vreme de aici înainte și Venus pe casa a patra nu înseamnă doar proprietăți, înseamnă și suflet, da? Și atunci asta este un lucru de bine pentru că s-ar putea să le ajute să și creeze și este un lucru bun. Scorpionul este pe teritoriul lui, este pe tărâmul lor, acolo este Marte și sunt scorpioni care vor fi transformați în eroi, dar și scorpioni care vor fi răstigniți pe stâlpul infamiei, ca să spunem așa, pentru că sunt blocaje și depinde de scorpion în ce tabără și în ce vibrație se situează la momentul acesta. Adică energia vine de la scorpion. Scorpionul s-ar putea atunci când se află într-o comunitate să fie factorul decizional și picătura care umple paharul și cea care schimbă lucrurile pentru un grup foarte mare de oameni. Deci este foarte important, este foarte importantă acțiunea scorpionului în ceea ce urmează. Având în vedere că Venus este pe o casă a comunicării, ăsta e un lucru bun și s-ar putea să iasă ceva bun din toată povestea asta. Sunt și scorpioni care se vor apuca de scris sau simt nevoia să-și așterne, eu știu, pe hârtie sau pe computer un pic experiența lor de viață. Săgetătorii și ei trebuie să fie atenți la sănătate. Pot să zic că săgetătorul s-ar putea să fie cel mai defavorizat în această perioadă. Nu, să nu zici, luna să nu nouă. Zici. Păi sunt în aceeași găleată cu tine, adică stai liniștit, adică nu e nicio problemă. Adică nu sunt subiectiv în momentul de față. Atenție la sănătate, atenție la conflicte, atenție la dușmani. Nu este vorba doar de sănătate, este vorba despre o perioadă mai de travaliu, dar e o perioadă foarte profitabilă din punct de vedere financiar. Capricornul va beneficia de intrarea lui Venus din data de 6 noiembrie și va fi foarte bine pentru ei până în martie. Femeile care vor să capete o altă formă și bărbații să slăbească sau să arate bine, Venus, planeta frumuseții, ajută. Sunt mulți care se vor îndrăgosti și pentru ei va veni o iubire nouă. Vom vorbi la vremea respectivă de Venus retrograd.
Și primesc foarte mult suport și susținere de la prieteni. Ei încurajează și direcționează acolo unde trebuie, numai să ceară ajutorul. Vărsătorii pot ocupa funcții noi sau își pot da demisia. Deci, atenție, la planetele din Scorpion răstoarnă un pic situația. Este o chestie nouă, e o lună nouă. În Scorpion lucrurile se schimbă, o etapă se închide, o altă etapă se deschide. Nu sunt în zona de confort, nu se simt bine. Este undeva acolo un îngeraș care stă în spatele lor, un Venus până în primăvară, care poate cineva chiar îi iubește sau s-a îndrăgostit de ei sau simte ei undeva de o energie nouă, dar care încă nu este revelată și nu o vom cunoaște până în primăvara lui viitor. Iar în ceea ce îi privește pe pești, au aspirații destul de puternice, schimbări de studii, nu mai vor să învețe aia, vor să învețe altceva, vor să călătorească, s-ar putea din anumite cauze să închidă o etapă din viața lor, nu le mai place în această țară, pleacă, nu le mai place la facultatea aceea, abandonează, nu mai cred în religia nu știu care, schimbă. Da. Și în felul acesta sunt și susținuți și încurajați. Super, mulțumesc foarte mult. Cum spune vorba în popor, nu prea ne merge horoscopul până pe 15 noiembrie.